știe să dăm leacul, pentru că de fiecare dată noi, femeile mai ales, avem o mare problemă că ne îmbătrânesc mâinile. Corect. Și nu vrem să avem mâinile îmbătrânite, și pentru că na, le expunem la orice. Mâna e cartea de vizită, da. Nu așa se zice. Și fiind așa, pentru sănătatea mâinilor noastre, a pielii mâinilor noastre, e foarte, mai ales că na, spălăm vase, facem treabă. Ori fi mănuși, dar de multe ori nu mai pui mănușa să speli o farfurie. Așa. Și se face o mască pentru mâini. Masca pentru mâini e foarte simpluță. O putem folosi inclusiv pentru partea gâtului. Aici. Pentru că tot așa e o zonă pe care o, tot timpul o arătăm. Da. Așa. Se pune așa, două linguri de sare. Putem pune sare de mare sau sare de bucătărie, fără probleme. Două linguri de bicarbonat și trei linguri cu vârf de spumă de ras. Ia uzi. Sau există spumă pentru spălat, pentru duș. Știi, da, că există spumă. Este spumă ca spumă, și da, spray-ul, da. Ca și aia de ras. Corect, bărbați, este pentru spălat, pentru duș. Ori spumă de genul ăla, ori spuma de... De ras sau de duș. De ras. Și le amestecăm toate la un loc și aplicăm masca aia pe mâini. Mai ales făcând masaj lângă cuticule, să fie că sarea și cu bicarbonatul, ele rămân acolo mărunțele așa și... Da. Sapă. Nu, frecăm pe lângă unghie ca să ne ia cuticula. Să ia pielea moartă de un pe mâini. Un fel de peeling. Ca un fel de peeling a mâinilor și ținem 15-20 de minute masând ușor, să nu ne rănim cu... Da, mișcând mâinile ușor cu bună. Această... Pentru mâinile doamnelor trebuie să țin o săptămână, ca să mai facă și bărbații treaba. Asta e treaba bună. Putem face această mască de fiecare dată când... Deci când... 15 minute, zice, masăm și după aia clătim. Și clătim cu apă caldă. Nu facem cu mănuși, că mai sunt măștile în care stai cu... Nu. Măștile, deci... în care stăm cu mănuși înseamnă când avem probleme a pielii mâinilor. Există piele, ciuperci care crapă pielea, care sângerează, atunci punem tratamentul cremelor pe mâini și îmbrăcăm mănușă ca să intre tratamentul în pielea mâinilor. Corect. Așa. Și pentru că avem la dispoziție, cred că, timp, nu? Da, mai avem. O să dau un ceai foarte mișto, așa, pentru sistemul nervos, pentru că suntem într-o perioadă grea. Ceaiul se numește Genghis Khan. Genghis Khan. Da. Și e făcut așa. Se ia o lingură cu vârf de oregano, da, busuioc, că tot aia e. Se ia o lingură cu vârf de sunătoare și o lingură mare cu vârf de mentă. Linguri mari. Busuioc sau oregano? Oregano. Oregano. Că e tot același lucru. Mă rog, da. Plantele sunt diferite. Aroma e puternică. Mă rog, oregano, să spunem. Ca oregano. Să nu... Așa, oregano, sunătoare și mentă. Le amestecăm toate la un loc. O lingură din aceste plante, le turnăm un litru de apă peste ea, îl fierbem și lăsăm acoperit 15-20 de minute. Bem acest ceai fără să-l separăm de plantă. Planta să rămână acolo. Și bem acest litru de ceai, e bine seara înainte de culcare, pentru că e foarte, foarte... După amiază, că bei, nu bei seara. Corect, un litru. De... Încep să-l bei după amiază. Dar eu zic, cei care chiar nu consumă apă destulă zilnic, ziua, seara ar putea să bea un litru de ceai. Că bea o ceșcuță acum, o ceșcuță mai peste o jumătate de oră, o ceșcuță... El e bun, n-are nici să facă rău, dar întărește sistemul nervos și sistemul imunitar. Foarte interesant. Voilà, e, da, e aromat clar și